Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare. Acest slăvit sfânt s-a născut într-o familie de mari patricieni din Roma cea veche. El primise cea mai aleasă educație, făcând în continuare cele mai strălucite studii de filozofie și toate științele seculare din vremea lui, îmbunătățindu-se de asemenea și în cunoașterea cea duhovnicească. La urmă, lepădând toată deșertăciunea lumii, el s-a închinat pe sine cu desăvârșire slujbei bisericii, fiind hirotonit diacon în una din bisericile mari din Roma. Celibatar, retras, liniștit și extraordinar de evlavios, el a gândit să viețuiască astfel întreaga lui viață, dar pronia cerească a lui Dumnezeu i-a îndreptat pașii vieții în altfel. Împăratul Teodosie l-a luat pe acest mare Arsenie ca să fie tutorele și învățătorul fiilor lui, Arcadie și Honorie, și l-a numit de asemenea în rangul cel înalt de senator la Constantinopole, înconjurându-l de toate bogățiile, onorurile și luxul. Toate acestea însă mai mult îngreunau inima lui Arsenie decât să-i o bucure. S-a întâmplat odată că tânărul Arcadie a comis o faptă rea, pentru care Arsenie, în calitate de preceptor al său, a trebuit să-l pedepsească după gravitatea faptei. Tânărul cel jignit a plănuit atunci un plan diabolic de răzbunare. Când Arsenie a aflat despre acest plan murdar, el s-a îmbrăcat în haine de cerșetor și a ieșit la marginea mării. Acolo a aflat o corabie în care, îmbarcându-se, a plutit către Egipt. Când a sosit la vestitul Schit, el s-a făcut ucenicul faimosului avă Ioan cel Pitic, dedicându-se cu asprime la toată nevoința. El se socotea pe sine ca un mort și când a fost înștiințat că murise o ruda lui foarte bogată, care îl lăsase pe el unic moștenitor, Arsenie a răspuns: "Dar eu am murit înaintea lui, cum voi putea deci eu să mai fiu moștenitorul său?" Închis într-o chilie călugărească asemenea unui mormânt, el toată ziua împletea coșuri din ramuri de palmier, iar noaptea se ruga lui Dumnezeu. Evita cu din adinsul oamenii și orice convorbiri cu ei. Doar la sărbători își părăsea chilia spre a merge la slujba Sfintei Liturghii din biserică și a se împărtăși cu preacuratele taine. Ca să se apere de duhul lenevirii, el adesea își punea întrebarea: "Arsenie, de ce ai venit tu la pustie?" Sfântul Arsenie a rămas la pustie timp de 55 de ani, nevoindu-se în cea mai aspră pusnicie și fiind un model pentru toți monahii și în același timp slava lor. Viața Sfântului Arsenie a fost de 100 ani. El a dormit cu pace la anul 448, după multe nevoințe aspre și greutăți luate asupra-și de bunăvoie. S-a strămutat la locașurile cele cerești ale Stăpânului Hristos, pe care l-a iubit din tot cugetul său, din toată inima sa și din toată virtutea sa.